tema pentru acasă. Cu casă, clasa? A 10. A 10. Bine. De. ABCD paralel. Ai dat drumul? Da. Deci ABCD paralelogram. AB este egal cu 1. Vectorul AB. AB cred că e AB nu? Ca în... normă, ca lungime. Da. Deci nu știu cum notați acolo. Norma, așa? Nu AB? Sau lungimea nu AB? Mi l-a dat sigur, ca AB, ca un segment, nu știu cum zic, fără nimic. A, așa, poate să fie așa. Dacă îți spun vector, atunci trebuie să spun normal. Deci zicem așa, AB așa, egal AB, cu AB egal segmentul AB, așa? Da. AD egal cu 2. Egal cu 2, da. Alo? Salut! Sunt într-o lecție de matematică. Mâine e dimineață. Vă salut. Deci. Măsura unghiului A este egal cu pi pe 3. Măsura lui A egal cu pi supra 3, adică 60 de grade, nu? Da. Și ne se cere să aflăm AC ori AD. Vectorul AC ori AB egal cu cine, da? Deci AC ori AB egal cu cine? Asta e. Alo. Valeriu, eu sunt într-o lecție de matematică. Mâine dimineață trebuie să mă sun. Așa, așa. Da, 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 știu. Bă, salut. Deci. AC să-l aflăm și pe AD. Produsul ăsta, sau doi vectori. Da. Acum, eu trebuie să zic că avem următorul lucru. Să încercăm să plasăm vectorul ăsta, paralelogramul ăsta, într-un plan. Într-un sistem de axe, X, O, Y, da? Și atunci ar apare așa. Deci pot să spun că pe asta iau vârful în O, da, al paralelogramului. Și atunci am A, B, AD, să zic, e de 1. BO AB e de 1. AD e de 2. Vezi? Da. AD. Și atunci, paralelogramul care ia naștere, ABC D. ABC D. Vezi? Da. C. Iată paralelogramul ABCD. Unghiul, aici am zis cât este de... A de 60 de grade. 60 de grade. Așa. AB îi de 1. Da. Ca lungime. Și AD este de... AD este de cât? De? 2. 2. Și ne interesează să găsim AC ori AD. AC este vectorul rezultant. Deci AC e suma celor doi vectori. Deci dacă adun vectorul AB cu AD, rezultă vectorul AC, regula paralelogramului. Da. Încă o dată să înțelegem. Deci vectorul AC, AC plus AB, egal cu vectorul AC.
Așa. Și acum, dacă îl pot exprima pe AC, deci AC plus cât am zis eu? AC plus AB, nu e bine AC. AB plus AD. AB plus AD. AD plus AB. D. D. AD plus AB e ca cu vectorul AC. Dar AD, vectorul AD, este 2 ori versorul său, al direcția vectorului direcției, deci I, să zicem. A, 2I. Și ăsta este J, vectorul direcției axei Y, da? Da. Deci AD este egal cu 2I. 2, de 2 ori versorul vectorului direcției acestei, da? Deci 2i. Iar AB ar trebui să fie exprimat ca suma lui. Cu ajutorul lui I și J, da? Da. Dar AB este rezultanta între AB1 plus AB2. Te-am adus? Da. Deci A B egal cu AB1 plus AB2. Deci zicem că AB egal cu AB1 plus AB2. AB1 plus AB2. Iar AB1 ar fi lungimea lui AB1 ori I, ori versul I. Însă AB1 îl putem afla. Cum ar aflu, dacă știi că unghiul 60 grade? Cateta rotulată, cosinusul ar trebui zic, nu? Da. Deci, lungimea AB1, cosin, hai să zicem, între unghiul, ca să înțelegi și mai bine, între unghiul AB1B, AB1B, cosinus de 60 de grade, egal cateta rotulată AB1, cateta rotulată supra ipotenuză, nu? Da, AB. Supra AB. Și egal cu AB1, care nu știu. AB1 supra AB, știu cât e de mare. AB este 1. Și egal cu AB1. Nu? A, AB. Deci va fi egal cu AB1. Da. Dar poți de 60 de grade cât este? Poți de 60 de grade. E că sinusul de 30 1 pe 2. Pe 2. Deci vine că 1 pe 2 este egal cu AB1. Așadar, știu pe AB1. Și atunci vectorul AB1, AB1, vector, va fi egal cu 1 pe 2 ori I. 1 pe 2 ori I. Ori versorul său, da? 1 pe 2 ori I. Deci pe AB1 l-am aflat. Nu trebuie AB2. Pentru ca să aflu pe AB2, ori AB2, ori BB1. Da. Ori AB2, ori BB1. Este la același lucru. Și atunci, chiar spunem, AB2, segmentul AB2, egal cu BB1. Și atunci, vom aplica o funcție trigonometrică care se lege cateta opusă cu ipotenuză. Cine? Sinusul, nu? Sinusul. Sinus de 60 de grade. Egal cu cateta opusă BB1 supra ipotenuză supra 1. Dar sin de 60 de grade este radical din 3 pe 2. Așa, deci vine radical din 3 pe 2 egal cu BB1. Și dacă știm pe BB1, atunci vectorul BB1 AB2 vectorul AB2 este egal cu radical din 3 pe 2, ori J. Ori vectorul J. Că da. Componenta J aici. Înseamnă că vectorul AB, în clipa de față, vectorul AB este egal cu cât? Cu AB1 care este 1 pe 2i, 1 pe 2i, plus radical din 3 pe 2, ori J. Acest lucru trebuie făcut în legătură cu mulțimea numere complexe. B, ăsta ce coordonate are? 1 pe 2 și
Și adică avem 3 pe 2. Da. Și înseamnă 1 pe 2 ori I plus 3 pe 2 ori J. Deci puteam mult mai repede să mergem așa pe chestia asta. Și atunci, vectorul AC de care am eu nevoie, deci vectorul AC va fi egal cu AC, este egal cu AD, al de îl știu cât este, 2I, 2I plus vectorul AB, care l-am aflat acum, 1 pe 2I plus radical din 3 pe 2 J. Și face, îți dau un factor pe un comun pe I și face 2 plus 1 pe 2 face 5 pe 2, 5 supra 2I plus 5 supra 2I plus radical din 3 supra 2 J. Deci, vectorul AC este 5 pe 2 ori I plus radical din 3 pe 2 ori J. Iată că am aflat pe AC. 5 pe 2 ori I plus radical din 3 pe 2 ori J. Da? Am aflat pe cine? Pe AC. Și trebuie să mulțim AC cu AD. Poate. Adică de acum, ori... zicem AC ori AD egal cu AC știm, adică 5 pe 2 ori I plus radical din 3 pe 2 ori J, totul de înmulțit cu vectorul AD, care e 2I și egal cu. Pur și simplu mulțim. Vine 5 pe 2 ori 2, 2 cu 2 se plic, face 5I pătrat, vectorul I la pătrat, plus radical din 3 pe 2. De fapt, e radical din 3 J. Radical din 3 J ori I. J ori I. J ori I. Așa. Și egal cu... I putem să dăm factor comun pe lângă... Deci 5I pătrat, da? Care înseamnă 5, că I pătrat I ori I și face 1. Da. Da. 5 plus radical din 3, da, plus radical din 3, I ori J face 0. Că I și J sunt perpendiculare. Egal cu plusul lor, plusul sunt din 3, plusul din 90 grade este 0. Deci AC ori AD 5. Este egal cu 5. Deci produsul celor doi vectori, AC ori AD, egal cu 5. Este produsul scalar aici. Urmarea mulțirii acestea îți dă un număr. Da? Este urmarea produsului, trebuie să obții un număr. Și motivul este următorul, că I ori J face 0, iar I pătrat face 1, sau J pătrat face 1. Și în calcul găsim aici un număr. Da? Un număr trebuie să așteptăm. Așadar, AC egal cu 5. Asta a fost răspunsul. Asta ai avut la prima problemă. Da. Hai să mai vedem încă o dată. Care a fost aici? Ideea a fost să plasăm paralelogramul ăsta într-un sistem de axe. L-am ales pe AD, vârful A, chiar în originea sistemului. Și cum era ca lungime 2i, că n-am exprimat cu ajutorul versului direcția axei X, AC, iarăși l-am făcut ca fiind rezultanta dintre suma lui AB plus AD și pe AB l-am găsit ca fiind vectorul 1 pe 2i plus radical din 3 pe 2j, da. Nu? Și AD fiind 2i, atunci am adunat și mi-a dat 5 pe 2, 5 pe 2i plus radical din 3 pe 2j este AC-ul. Iar AD-ul, a 2 ori I, am înmulțit pur și simplu și totul a fost banal. Da. Da. Deci asta a fost ideea de a plasa pe vârful paralelogramului chiar în originea sistemului axe. Ca să meargă treaba foarte bine. Bun. Hai să vedem altă problemă care ai tu.
avem triunghiul ABC. Deci triunghiul ABC. Unde BM ca vector. BM egal cu minus 3 pe 7 ori CB. 3 pe 7 vector, da? Da. 3 pe 7 ori? CB. CB. Exprimați vectorul AM. AM. În funcție de vectorul U care e egal cu AB. AM funcție de U și V. Da. Vectorul U și V, unde U este AB. AB. Și V este egal cu AC. Și V este egal cu AC. Dar putea să le spună în funcție de AB și AC. Nu? În loc să spun U și de V, în funcție de AB și AC. Da. Eu așa spun, în funcție de AB și AC. Cea mai practic, poate, da, am spus și. Deci se dă triunghiul ABC. Triunghiul ABC, în care BM este minus 3 pe 7 din CB. CB. Tot așa faci un sistem de axe, nu? Da. Dar nu, dacă nu ne-am zis cum putea să... Deci, un triunghi A, B, un triunghi A, B, C. Și vorbim de vectorul A, A, B și de A, C, da? Da. A, B. AB și de AC, da. Vectorul AB și de AC. Ia să vedem cât face AB. AB plus AC. Dacă fac AB, vectorul AB plus AC, AB plus AC, din ce știu, după regula panogramului, înseamnă vectorul AP, să zic, dacă iau așa, panogramul ăsta, da? Da. Dacă spun AB minus AC, AB, AB minus AC. E de parte, aș spune, egal mai departe cu AB adunat cu opusul lui AC, cu minus AC. Cine ar desemna vectorul minus AC? Este același vector care are aceeași direcție, da? Da. Este pe aceeași direcție, pe aceeași dreaptă suport sau pe drepte paralele. Și are aceeași origine, dar sens opus. Deci ăsta e AC. Ăsta este minus AC. Da. Minus AC. C prim, hai să zic așa. Ăsta este minus AC. Chiar minus AC, pot să zic. Vectorul AC este ăsta. Opusul lui AC este minus AC prim. Și acum, a adunat pe AB cu opusul lui AC, înseamnă a face regula paralelogramului aici. Da. Da? Fac un paralelogram aici. Și ce obțin este vectorul ăsta. Deci, înseamnă vectorul de la A la punctul ăsta A, P. Deci, AB minus AC este egal cu vectorul AP. Egal cu AP. Dar AP, așa, este cât vectorul ăsta. E paralelogram aici. Da. Este CB. Da. Că ăsta și cu ăsta sunt vectori paraleli, nu? Care au aceeași direcție, drepte paralele, sunt de aceeași parte a semiplanului, au același sens, deci este vorba de CB. Care e egal cu CB. Deci, AB minus AC egal cu vectorul CB. Am descoperit acest lucru, că AB
minus AC egal cu vectorul CB. De acord, da? Da. CB. Și tocmai pe CB am aici. Așa că BM este egal cu minus 3 pe 7 minus 3 pe 7 3 șeptim din vectorul CB. Adică în loc de CB pot să spun AB minus AC. AB minus AC. Și egal cu minus 3 șeptim din AB plus 3 pe 7 din AC. Și am terminat problema. Că l-am exprimat pe vectorul BM, cum ai cerut tu, cu ajutorul lui AB și AC. Da. Acum, dacă vrei să-l exprimăm, să-l vedem concret pe vectorul ăsta, vezi că este minus 3 șeptim din opusul lui AB. Că opusul lui AB cine ar fi? Ăsta așa dus în partea asta altă. Da. Și atunci îl împart, ăsta este AP1 și îl împart în 7 părți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și iau doar câte părți de asta? 3 părți. Iată vectorul ar fi acesta, vectorul BM. Deci BM este aici plasat, am îl pot duce în paralela sa, ăsta este BM. BM. Deci trebuie să le iau exact cât este ăsta de mare, îl pun aici și ăsta este vectorul BM care înseamnă 3 șeptim din CB. Minus 3 șeptim din CB. Da. CB era așa orientat, fiind cu minus invers, îl vedem, îl împărțim în 7 și luăm doar 3, asta ar fi vectorul. Dar l-a exprimat, nu a vrut altceva, cerința a fost să-l exprimăm cu ajutorul AB și cu AC. Deci este minus 3 pe 7 din AB plus 3 pe 7 din AC. Termina problema. Mai repet o dată, Andreea, să înțelegem problema bine. Deci, AB minus AC este vectorul CB. Adică se pleacă cu vârful din vârful scăzătorului, din C, spre vârful descăzutului. Deci CB. AB minus AC este vectorul CB. Da. Și eu cum am făcut? Ca să înțeleg și mai bine, AB minus AC, am semnat AB adunat cu opusul lui AC. Opusul AC l-am văzut în partea asta și suma a doi vectori este vectorul rezultant prin paralelogram, regula paralelogramului, este ăsta. Acesta e AB care l-am semnat mai clar cum am dus la cel AB, am demonstrat. Da. Deci este vectorul CB și nu este BC. E CB de la scăzător cu originea, uite, de la scăzător cu originea și cu extremitatea în vârful descăzutului. Deci, vârful scăzătorului devine origine și vârful descăzutului devine vârful rezultant. Da? Da. A vectorul rezultant. Și de aici totul a fost clar. N-a fost decât înlocuirea lui CB. Odată știu că este AB minus AC și am locuit, calculul făcut, mă duce la rezultatul respectiv. Vrei să te rog ceva? Spune. Știi ce? Hai să ne oprim, sunt foarte, foarte obosit. Da. Am venit pe drum astăzi așa și a fost un stres foarte mare că niște probleme care s-au evit. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!